Bună, prieteni! Sunt Simona Carolina Tănase și astăzi am deosebita mulțumire și bucurie să-l am din nou alături pe domnul profesor universitar Dumitru Borțun, care este un om excepțional. Este extrem de aproape de sufletul meu. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, mă bucur că suntem împreună. Astăzi aș vrea să vă întreb despre critică. Autocritică și cum, ce înseamnă autocritica? De ce nu sunt învățați copiii în școli să gândească critic? De ce oamenii nu sunt în stare să mai gândească critic? Nu știu dacă au fost vreodată în stare, pentru că gândirea sa critică, lucidă, corectă și onestă, nu ne naștem cu ea. Noi ne naștem de regulă cu tendința de a ne justifica, cu tendința de a spune, da, am greșit, dar. Și apare un șir de justificări, că am greșit, că nu puteam să fac altfel, că m-am gândit că e un rău mai mic, că mi s-a făcut o ofertă de nerefuzat, ceea ce e fals, nu există oferte de nerefuzat când ești un om principial și care știi care e binele, care e răul și de partea cui trebuie să fii. Deci sunt astfel de manifestări care înseamnă că noi gândim și cunoaștem lumea despre noi, spre lume. Și noi colorăm cu intențiile noastre, cu valorile noastre, cu dorințele noastre lumea pe care o cunoaștem, fără să ajungem la adevăratul tablou al lumii. Pentru că între lume și noi ne interpunem dorințele noastre, sentimentele noastre și de multe ori valorile noastre care nu trebuie proiectate asupra lumii, că lumea este cum este. Ea nu este nici bună, nici rea, nici frumoasă, nici urâtă, ea este. Singura ei datorie este să existe. Noi venim spre ea și trebuie să aflăm cum este. Asta se numește gândire critică. Este o gândire care nu ia drept realitate propriile dorințe ale celui care gândește, nu urmărește să cel care gândește nu urmărește să-și dea dreptate, nu ține morții să aibă dreptate. Trebuie să o atitudine onestă este să vrei să afli adevărul sau să vrei să găsești soluția la o problemă. În plan teoretic vrei adevărul, în plan practic vrei o soluție. Nu vrei să-ți dai ție dreptate și să vezi, ați văzut, mă, că am avut dreptate? Ce spuneam eu nevastă ieri? Ai văzut că și ăsta spune la fel? N-am dreptate? Este un fel de îndreptățire de sine, este un fel de narcisism de ăsta, de dragoste de sine, dragoste întoarsă spre tine în loc să fie întoarsă spre ceilalți, este un obicei foarte urât. Iată de ce eu înțeleg prin gândire critică o gândire lucidă, deci fără să avem fantasmagorii și să batem câmpii cu grație pe lucruri care nu există. Doi, să fie corectă, adică din punct de vedere logic, să ne punem harul pe care l-am primit de la Dumnezeu, capacitatea de a gândi logic, să o punem la lucru. Și trei, cinste, onestitate, să fii cu adevărat interesat de găsirea unei soluții sau de aflarea adevărului, nu ca să te dai tu mare. E, dacă îndeplinești aceste condiții, ai o gândire critică cu privire la lume. Și atunci, când vine vorba despre tine, când obiectul cunoașterii nu mai este în afara ta, ești tu în sus, atunci se numește autocritică. Deci o gândire autocritică este capacitatea unui individ de a se vedea așa cum este. Nici mai bun, nici mai rău. Cum este? E foarte greu să ajungem să ne vedem chiar cum suntem. Dar eu prefer de multe ori în viață, așa am procedat, de când eram elev de liceu, mi-am pus principiul ăsta, decât să mă văd mai mult decât sunt și să mă îmbăt cu apă rece, mai bine mă văd mai rău decât sunt. Ideal ar fi să ne vedem așa cum suntem, dar e greu. Și atunci prefer să mă văd critic, să mă văd critic nu în sensul de corectitudine, în sensul de să mă văd așa cum sunt, fără să adaug dorința mea. Că aș dori să fiu mai frumos, aș dori să fiu mai înalt, aș dori să fiu mai deștept, aș dori să fiu mai cult, aș dori să știu patru limbi străine, să le vorbesc fluent,
Multe aș dori. Dar cum sunt eu în realitate? Pentru că numai așa pot să umblu acolo unde trebuie să umblu, ca să mă dezvolt. Numai acolo pot să cos, să șterg, să spăl, să repar, acolo unde e nevoie de intervenția mea în procesul ăsta minunat care se numește autoeducație și care înseamnă să iei educația ta în propriile tale mâini și să conduci singur procesul de formare și de dezvoltare personală. Asta e greu și de ce? Pentru că noi nu ne naștem cu aptitudinile gândirii critice și doi, v-am spus, noi ne naștem cu tendința de a ne justifica pe noi înșine, de a ne da dreptate și de a înfrumuseța viața conform dorințelor noastre. Americanii spun wishful thinking, gândirea asta care e îmbibată de dorințe, nu e îmbibată de adevăr, de realitate obiectivă. Deci, faptul că noi nu ne naștem cu așa ceva presupune educare a gândirii critice și raportare cât mai des, dacă se poate. Știu că nu toți cei care ne urmăresc sunt credincioși. Ar putea să li se pare că abuzez de referința asta, dar gândirea duhovnicească, gândirea inspirată de Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, ne poate ajuta să ne vedem așa cum suntem, să-i vedem și pe alții la adevărata lor dimensiune și la adevărata lor valoare. Este foarte important pentru un om de bun simț să-și cunoască locul în viață, să-și cunoască locul în familie, locul în grupul de muncă, locul în societate în general și să își dea seama ce rol îi revine conform acestui loc. Pentru că nimic nu e mai ridicol în viață decât un individ care nu-și cunoaște locul și rolul și își asumă roluri care nu-i aparțin. Sunt penibili astfel de oameni. Sunt jalnici. Câteodată mi-e milă de ei. Altădată îmi vine așa să iau, să dau cu ei de pământ, zic, băi, trezește-te! Nu ești ce crezi că ești tu. Asta este produsul autoiluzionării. Iar oamenii care se amăgesc pe ei înșiși, se amăgesc și pe alții, din păcate. Sunt părinți care se amăgesc pe ei înșiși și își amăgesc copiii. Sunt profesori care se amăgesc pe ei înșiși și își amăgesc elevii și studenții. Deci, un om cu adevărat matur, un adult adevărat, este un om care se cunoaște bine pe el, își cunoaște locul și rolul care îi revine. Ori asta înseamnă gândire autocritică. E greu să ajungi până acolo dacă nu te ajută ori Duhul Sfânt, ori o școală foarte bună. Pentru că asta se învață. Americanii învață de la primele clase. Învață să gândească critic și autocritic. Sunt mici și știu să spună sigur cine sunt, ce își doresc de la viață, ce crede că pot realiza, ce defecte au, ce calități am văzut. Americani mici care știu să vorbească despre ei minunat, credibil. Nu cai vezi pe pereți. Nu dorințe nerealizabile. Iată de ce este important. Pentru că numai așa putem învinge niște forme de gândire necritică, eu o numesc gândire naturală, care înseamnă așa, gândirea deziderativă, wishful thinking. Dezir înseamnă dorință. Désiré înseamnă a dori în franceză. Gândirea deziderativă e gândirea prin care ajungem, conștient sau inconștient, dar ajungem la concluziile dorite. Ce dorim noi? Că suntem buni, că suntem deștepți, că suntem morali, că facem numai bine în jurul nostru, că am avut dreptate întotdeauna, că am luat o decizie corectă, că nu ne-am păcălit. Asta e gândirea dezirativă. Doi, gândirea de tip superficial. Luăm niște clișee mentale, care sunt de la alții, sunt ideile altora. Flaubert le spunea les idées reçues, idei primite, da? Adică în românește primite de-a gata. Ideile altora, pe care noi le montăm ca atunci când jucăm puzzle, da? Basme în bucățele și ne iese o imagine. Și zicem, domne, am gândit, uite ce imagine frumoasă a realității, a școlii, a societății românești, a clasei politice, a educației. Indiferent la ce te gândești, ți se pare că ai un tablou. De ce? L-ai gândit tu. Nu l-ai gândit. Ai montat niște clișee mentale pe care ți le-au servit alții.
Deci tu ce faci? Crezi că gândești, dar de fapt te joci cu ideile altora, produse de alții, și pe care au știut să ți le sugereze, să ți le picure de-a lungul timpului în doze mici, ca să crezi că sunt ideile tale. O altă formă de gândire necritică e gândirea simbolică. Asta merge foarte mult pe analogii. Și e frumos, analogia este bună în poezie, este bună în artă în general, foarte bună, și în pictură se folosește. În sculptură facem analogii frumoase, trimitem la niște simboluri, la niște realități. Dar în gândirea critică, analogia de multe ori ne duce la eroare. Pentru că nu orice analogie este o comparație corectă. Comparațiile se fac numai între elemente care pot fi comparate. Da? Se și spune, nu comparăm cai cu măgari. Nu adunăm mere cu pere. Pentru că sunt lucruri care nu suferă aceeași unitate de măsură. Nu avem unitate de măsură comună, nu le putem compara. Cu oamenii rezolvă foarte multe lucruri prin comparații. Dar comparații greșite, care nu au acoperire. Și mai e un lucru, doamnă, un lucru, dacă vreți, e un corolar pentru toată. Este vorba de diferența dintre opinie și cunoștință, pe care foarte mulți români nu învață la școală. Eu am impresia că dacă au o opinie, cunosc lumea. Aia e o cunoștință. Ori diferența asta dintre doxa și episteme, asta e în greaca veche, a făcut-o acum 2400 de ani Plato, în mitul peșterii. El are o poveste foarte frumoasă în care încearcă să le explice grecilor din vremea lui care e diferența dintre a cunoaște și a crede ceva. A avea o cunoștință și a avea doar o opinie, o doxa. Niște oameni trăiesc de viață întreagă într-o peșteră în care s-au născut și stau legați cu niște lanțuri de pereții peșterii. Motiv pentru care ei nu pot să vadă ce se întâmplă în afara peșterii, văd doar umbrele celor care trec prin fața peșterii. Văzând toată viața numai umbre, au impresia că aia e realitate. Ei iau umbrele lucrurilor drept lucruri. Iau aparența drept realitate. Dacă ar putea să iasă afară, în primul rând că i-ar orbi lumina. După ce ar trece șocul cu lumina, ar vedea cu adevărat realitatea. Realitatea aia obiectivă. Ori noi avem foarte rar această pulsiune care se numește dragostea adevărului. Să vrei să vezi cum e realitatea obiectivă. De regulă ne mulțumim cu ce vedem pe pereți, pentru că aici ne putem imagina ceea ce ne place nouă să vedem. Da? Da. Și ne întâlnim între noi, unii vin dintr-o peșteră unde au văzut niște lucruri, alții vin din altă peșteră, așa, și începem să ne certăm între noi, ne acuzăm între noi, ne credem mereu mai deștept decât celălalt și de fapt toți suntem fiecare cu peștera lui. Și peștera cea mai mare se numește mass media astăzi, în care noi ne luăm reprezentări, imagini, da? Să transform imaginea vizuală, devine imagine mentală, începem să gândim cu ceea ce am primit de la mijloace de comunicare în masă și de regulă de la televiziune și mai nou new media, adică noile mijloace de comunicare în masă, internetul pe care stăm acum. Și unde e foarte multă imagine vizuală. Asta ne afectează gândirea critică, adică gândirea corectă, lucidă și onestă. Da, așa este și mai ales că am observat, mă uit la mine și observ că mi se întâmplă să mă compar cu ceilalți, dar mă compar cu celălalt nu raportându-mă la viața lui pe care nu o cunosc, ci raportându-mă la viața mea și la ce aș face eu. Și este o foarte mare, foarte mare greșeală. Eu sunt o persoană puternică, dar nu înseamnă că toată lumea poate să fie la fel de puternică ca mine. Am început să învăț să nu mai mă compar cu ceilalți în felul ăsta, ci să încerc și eu să mă ridic la înălțimea celor ca dumneavoastră și pe cei pe care îi văd că au nevoie de ajutor să-i ridic cât se poate de mai sus. Da, ce admir la dumneavoastră este smerenia. Aveți o formă de smerenie, adică de modestie și de autocunoaștere lucidă. Felicitări! Că oamenii de regulă își supralicitează imaginea de sine și le place să creadă că sunt mult mai mult decât sunt.
Da, ei, am fost și eu așa la început, până când am început să învăț că nu e chiar așa. Până când da, viața nu... Tinerețea e tinerețe, maturitatea e maturitate, da. Așa este, fericiți cei care învață de tineri. Da. Da. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele acestea super explicative la care avem, putem să ne gândim, pentru că putem, când ascultăm, să oprim videoclipul și să stăm să medităm, să căutăm în dicționar cuvintele dumneavoastră dacă nu le-am înțeles foarte bine, poate sensul să... Acum, asta e foarte bună. Eu nu evit cuvintele noi și noțiuni teoretice, pentru că vreau ca cei care ne urmăresc să învețe. Să uite în text online, se găsește pe orice internet. Eu îl țin pe desktop. Eu, profesorul Borțun, consult text online și l-am permanent pe desktop-ul meu. Îl deschid imediat când nu-mi e clar sensul unui cuvânt. Da, exact. Bine. Dragi prieteni, ne revedem peste o săptămână din nou cu domnul profesor. La revedere! La revedere!